Salutări, oameni frumoși! Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Realități cu Niculescu. Iată-ne că ne-am găsit un nou studio, ca să spun așa. Ne-am luptat cu Dumnezeu deasupra și ne-am așezat și noi, cel puțin un an de zile, vom fi în același ambient cu care v-am obișnuit. Astăzi stăm de vorbă cu omul străzii, Ioan. Bună seara, Nea Ioane, și bine ai venit la noi în studio. Ce faci? Numai bine. Repet, o duc foarte bine. Singurul lucru pe care îl duc rău e cu bănuții, în special pentru țigări, pentru că eu numai pentru pâine și pentru țigări. Apropo de lucrul acesta, Nea Ioane, dăm voie două minute. Dragilor, vreau să vă anunț, da? Toți cei care nu că ne apreciați pe noi, toți cei care îl apreciați pe Nea Ioane, știți bine că noi am reușit să-i găsim o garsonieră printr-un alt bun samaritean. Cred că s-a făcut un an, Nea Ioane, nu, de când stai acolo la garsonieră, la Gara de Nord. Deci de iarna trecută am reușit să-l scoatem din frig. Probabil și iarna aceasta o să aibă unde să stea. Dar am vorbit și cu băieții de aici, cu producția, și strângem niște fonduri, acum putem strânge fonduri, cumva să reușim să-i plătim o chirie lui Nea Ioan, măcar, nu știu, 2 ani, 3 ani de zile, să aibă și el o siguranță, să aibă unde să pună capul. Așadar, intrați la linkul pe care îl vedeți în bannerul care apare jos, Fundația Unim Zâmbete, și aveți acolo, cum să zic eu, contul unde puteți trimite donații, astfel încât să facem acest caz cunoscut și să-l ajutăm pe Nea Ioan să aibă și el unde să pună capul, da? Să-i plătim o chirie 2-3 ani, na, cât vrea bunul Dumnezeu, da? Mulțumim pentru ajutor, deci Unim Zâmbete, aveți linkul pentru donații, da? Bun, Nea Ioane, începem puternic, da? Nu pierdem timp, ești pregătit? Mai mult decât pregătit. Episodul de astăzi va fi despre Nea Ioane și 3 și 2 și 1. Fii atent întrebarea. Schema Nordis. Joc politic sau doar un mecanism de făcut bani? Și una și alta. Există în poporul nostru o zicală că dacă ai mai multe ouă, e bine să le pui în mai multe cuiburi. Pentru că aici vine un șarpe și le halește, acolo mai știu eu, deci fii atent. Toți oamenii care au profituri uriașe vor căuta întotdeauna soluții să-și înmulțească banii. Și cum poți să mulțești banii? Foarte simplu, speculând slăbiciunile factorului uman. Spre exemplu, orice sărac își dorește să fie nobil. Și atunci îl trimiți la o facultate particulară care dă o hârtie cu care adesea se poate șterge la fund. Că așa e. Îi asiguri un apartament, îi vinzi iluzii. Deci ne reîntoarcem la aceeași chestie. Comerțul cu iluzii și cele trei elemente. Apa, aerul și fraierul. Deci asta s-a întâmplat la Nordis. Nu știu dacă vă aduceți aminte, acum vreo 20 și ceva de ani, poate și mai mult, o firmă spaniolă vindea vile construite, zicea că le construiește, la 12 proprietari. La ce mod? Tu aveai voie o lună pe an să te duci acolo și să stai moca în Spania, da? Pentru că achitai. Atunci mi-aduc aminte că până și artiști de-ai noștri au contribuit. Dar ca o clauză finală acolo spunea că dacă constructorul dă faliment, ei nu-și asumă riscul. Bine, n-am formulat juridic termenii, dar era precizat cu litere mici. Deci a fost excrocherie gândită a priori, înainte de a face. Dom'le, să nu mă înțelegi greșit, sunt oameni care în fiecare guvern, care gândesc de unde să creeze noi taxe ca să mai adune niște bani. Înțelegi? Că orice guvern al oricărui stat, nu numai al României, e o pușculiță din care ei iau cu două mâini și în care de fapt punem noi prin taxele pe care le plătim. Deci crezi că de la bun început a fost totul gândit în sensul ăsta? Ca o schemă Ponti.
nu? Așa, să se creeze credibilitate. Sigur, sigur. Nu? Sigur. Cu câteva nume mari, domnule, au luat apartamente acolo. Problemați. Nu? Ca să convingă oamenii, bă, mi-au și eu dacă e acolo XYZ, înseamnă că e de viitor. Uite când a devenit problemă politică. În momentul în care soția omului cu schema, da, a fost numită șefa, nu știu, crei comisii în Senat. Așa. Da? Ei, din momentul ăla crea faptul că, de fapt, factorul politic garantează pentru afacere. Înțelegi? Deci, mai în glumă, mai în serios, politicul e implicat până în gât. Că vrem să o recunoaștem sau că nu vrem să o recunoaștem, asta e altă gâșcă, în altă trește. Dar ei trebuiau să vâneze mă reîntorc, fac o paranteză. Dacă Șoșoacă n-ar fi fost senator, putea face valurile care le-a creat? Nu. Păi și atunci nu cumva cineva acolo sus, că sunt planuri gândite pe 100 de ani, tu știi asta? Nu cumva cineva a zis, băi, las-o să facă valuri, ca să o ia ca Vladim, mă înțelegi? Atrage tot sectorul populist al vulgului, care n-are cunoștințe juridice, n-are cunoștințe psihologice, nu știe nimic, doar vrea. Dar ca să câștige, vulgul a fost învățat că trebuie să țală, adică să plătească. Și atunci, o lasă să fie senator, o lasă și să candideze. Deci, băi, e aceeași chemă. Ca să creezi o anumită credibilitate, de sus în jos, capul din tuti capii. Băi, nu se poate, băi. Șefa Senatului nu o să ne ardă pe noi, mă. Ce dracu, că noi suntem băieți finuți, așa, am dat banul și trebuie să obținem. Ce să obțineți? Hai să fim serioși. Ce să obțină? Băi, dar să nu vă supărați pe mine, dom'le, e ca la grădiniță. Adică se merge pe credibilitate. Băi, v-am mai spus, băi, să-mi bag picioarele. Scrie în Biblie, blestemat fie cel ce se încrede în om. Păi nu-l verifici și tu, băi, stai puțin, cine e ăsta, ce-a făcut ăsta? Băi, conduita morală. Că eu iarăși mă întorc și mă laud. Venea unul la mine și îmi spunea, băi, Olteanu, uite ce s-a aruncat pe piață. A, și cine a zis-o? Pe ăla. Și nu ăla cine a zis-o? Pe ăla. A, ăla e un excroc. Băi, nu te lua după vrăjeala asta. Deci, nu știu dacă mă înțelegi, trebuie să ajungi de unde a pornit. Pentru că, mai în glumă, mai în serios, afacerile astea se fac gen suveică. Dar nu, eu cred că de la început a fost implicare politică, nu a venit pe parcurs. Deci totul a fost planul gândit de la început. Da, doar că s-a făcut în etape. Cu terminarea în insolvență și de acolo... Păi, da? Vezi... Dar acum întrebarea mea pentru tine, următoarea întrebare. Acum te întreb eu, de ce ai asigur insolvență când i-a prostit pe fraier? Pentru că a fost gândit de la bun. Nu, pentru că legea e făcută de așa dinainte ca o portiță de scăpare. Deci orice jurist cu mintea la cap anticipează și spune, băi, aici puteți eluda legea, adică o puteți ocoli, pentru că legea e ambiguă. Deci legea e creată intenționat ambiguă. Că până și avocații recunosc. Cei care au bani plătesc avocații să învețe cum să o eludeze, cei care sunt isteți pe vrăjeala lor o fentează, o ia în zigzag așa, și proștii plătesc. Și gâștele plătesc. Plătesc. Nu spunea, băi, nu știu cine, un antic a spus că hoții mici ajung la pușcărie și hoții mari sunt puși conducători. Deci asta e spusă aproape înaintea noastră. Mă. Bun, și atunci întrebarea ar fi așa. Oare care sunt principalii pioni în afară de cei care ni se arată acum? Că acum sunt probabil marionetele scoase, nu? Dar în spate, de fapt, sunt cei adevărați care nu ni se arată. Dom'le, în fiecare partid, în fiecare guvern, în fiecare stat, în fiecare serviciu secret, sunt oameni care au dovedit că știu să gândească, care știu puțină psihologie, care mai știu și puțină sociologie, pentru că psihologia îl studiezi pe individ. Deci studiezi dușmanul, da?
Sociologia studiază masele, că masele au instinctul de turmă și atunci creezi un măgar care se ducă turma, ajuns cu banii un păstor, da? Și în felul ăsta, mă înțelegi, îi creezi credibilitatea turmei că îi duci la iarbă grasă. Deci probabil în final vor plăti unii aruncați în față și ceilalți vor scăpa și vor merge mai departe. Normal. Da? Uite, eu îți mai dau un exemplu. Poate o să mă înjure multă lume, dar asta a fost o chestie spusă la televizor. Deci când era Caritas în floare, cineva i-a luat un interviu lui Bunicuța, da? Lui președintele de atunci în exercițiu. Serviciile secrete îi dăduse lui Bunicuța două dischete cu ce făceau aia pe acolo. Și când l-a întrebat un ziarist celebru la vremea aceea, dom'le, cum e cu ăsta? Știi ce a zis Bunicuța? Nu știu cum e, dar dă banii la oameni. Nu cumva acolo, însă și Iliescu a contribuit la a face firma serioasă. Ce? Nu știu, dom'le, ce fac, dar dă banii la oameni. Deci credibilitatea. Cei care s-au aruncat în față, uite, a cumpărat X, Y, Z acolo. Și a, da, păi ia să-mi iau, dom'le, și eu apartament la Nordis. Și a spus-o Iliescu, n-a spus-o fraier de rând. Nea Ioane, cu banii obținuți prin schema Nordis, da, consider că au ajuns în campania prezidențială? Jumate din ei. Dar fii atent cum au făcut și ăștia, că au făcut și ăștia așa. Au susținut mai mulți clienți, deci cu 2-3 milioane îl susține pe unul, cu 2-3 milioane îl susține pe altul, cu 2-3 milioane îl susține pe altul. Păi nu interesează, că dacă unul dintre ei iese, ei tot își scot banii înapoi. Și toți sunt pe val. Așa să facem politică. La un moment dat devine prieten dușmanului meu, da? Și uite așa se rotește și ei se rotesc. Fac un pas înapoi și intră în opoziție și acum în opoziție începe iar să latre și uite așa, opoziția și cu puterea o tot schimbă. Acum să spun eu de ce, eu, da, asta e părerea mea. Da. Nu cred că va ieși nici Ciolacu și am să spun de ce. Pentru că de la Bunicuța încoace, când a fost vorba de prezidențiale, niciodată PSD-ul n-a luat președinte. Deci să presupunem și în absurd că Ciolacu ia președinție, înseamnă că creează un precedent, a creat o minune. Pentru că de obicei nu s-a întâmplat așa. Poporul a zis, împărțim puterea. Dacă un partid e majoritar, punem președinte unul dintr-un partid care e mai slăbuț ca să, mă înțelegi, să creeze. Deci până acum așa a judecat publicul. Vorba lui ăla cu bidoanele, alege rău cel mai mic. Deci dacă tu îl pui pe Ciolacu când partidul lui e majoritar și se pare că a reușit până și pe peneliștii cam păcălească, înseamnă că au oameni inteligenți. Apropo, spune o întrebare, de ce crezi că Iohannis a vrut la un moment dat să-și facă o lege specială să mai fie cel puțin senator? Pentru același lucru, că încă 4 ani sau 4 ani era imun. Orice senator are imunitate. El nu își pierde imunitate decât dacă senatul votează împotriva lui. Deci iată încă o dovadă că până și dulapul de la Cotroceni are un fel de morcov așa în funduleț. Bun. Cum crezi tu, Nea Ioane, că a intrat Nordis în insolvență din moment ce au fost apartamente care s-au vândut de 3 ori. Adică niște bani s-au încasat, au intrat undeva, nu? Cum să intri în insolvență? Cum o vezi pe asta? Băi, te-ai auzit vreodată de 2 și un sfert? Te-ai auzit, da? 2 și un sfert, pe vremea lui Ceaușescu, aveam fiecare penitenciar un contrainformator, deci un ofițer de contrainformații. De obicei, de ofițerul de contrainformații era frică și comandantului. Care era scopul acelui ofițer de contrainformații? Să culeagă informații de la deținuți. Cine știe cel mai bine ce judecător judecă, ce judecător nu judecă, care e mai așa. Deci acolo, 2 și un sfert, avea un singur ordin, să-i supravegheze pe judecători. Și le-au făcut dosare.
majoritatea celor de la 21 sfert au ajuns consilieri pe la guverne, pe la... Înțelegi? Deci astea se știu. Tu crezi că... Acum eu te întreb sincer, tu chiar crezi că toți judecătorii sunt uși de biserică? A? Și atunci, tu ca serviciu secret, când l-ai știut pe fraier și zici, băi, du dosarul la fraierul ăsta, a? Apropo de insolvență, da? Și vii și spui, că era și cu certificatul ăla, ordis, cu mânjurile, și vii și spui, tăticule, am rugăminte, uite, noi suntem băieți buni, știm ce ai făcut atunci, știm ce ai făcut atunci, știm ce ai făcut atunci. Băi, uităm, ștergem cu buretele, te rog frumos să mă crezi că noi chiar te iubim. Dar rezolvă-ne problema. Acord de insolvență la fraier. Păi da, noi acordăm, domnule, dar vezi că s-au vândut niște apartamente, s-au încasat niște bani. Nu contează, lasă-o în insolvență. Cel puțin pe câțiva ani blochezi afacerea și până se uită. În anii ăștia poate iese-i pe cine am finanțat. Cum e? Logic. Deci eu mă repet, băi, că toată lumea acuză Biblia, da? Că Biblia e crocărie. Bă, dar dacă îți spune fraiera Biblia, băi, blestemat fie cel ce se încrede un om. De ce nu o crezi? Și acum mă întreb și eu, că eu, mie tot îmi place vrăjeala asta cu reciporca, da? Deci dacă Creatorul ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, nu noi în 2000 de ani L-am făcut pe Doamne, Doamne, infractor? Nu, că Dumnezeu e ca mine. Mă crezi că există mulți hoți și excroci care pun la cale o combinație și zic, Doamne, ajută. Da, am observat treaba asta. Da, frate, și interlop, și din pentru muzică, maneliști. Pentru că în sinea lui... Deci toți maneliștii care aruncă cu bani, fală, femei dezbrăcate în podcasturi, ei vorbesc de Dumnezeu, de mi-a ajutat Dumnezeu. Da, pentru că ei... Bă, adică băi, unde am ajuns, bă, și prostimea crede treaba asta. Ca să vezi cum omul e păcălit prin cuvânt. Păi e, nu, dar se păcălește singur că e reciporca. Ce dumne, dacă eu sunt făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și îmi place să mai ciordesc, înseamnă că și lui Doamne, Doamne, îmi place să-mi când încă și el mă ajută că mă duc acolo la furat. La da, pentru că sunt al lui și țin aproape. Și mă duc și la biserică și mai mă rog și mă duc și... El zice să fure că n-are, adică, da, că păi, dacă avea... E un suflet amărât. Da. Și atunci Dumnezeu îl înțelege și îi sparge lacătul, Dumnezeu cum are. Păi uite de tu, nu toți oamenii politici s-au dus la Sfintele Moaștea lui Paraschiva? Nu știu, că nu urmăresc. Păi toți s-au dus și au intrat și la rând în față. Mă, eu dacă eram acolo ziceam, băi, tăticule, lasă-o dracului. Dar care oameni politici? O arzi cu tupeu așa. Ei credincioși cum ar veni? Da. Păi tot de credibilitate. Ia uite mă, s-a dus acolo. Măi, da, s-a dus ciolacul la greci, la mănăstirile alea, s-a rugat acolo. Doamne, ajută-mă! Să mai iau 2 hectare. Că eram tânăr și n-aveam țară. Vreau și eu țara mea. A? Și băi, el se auto... Nu se autopăcălește. Zice, se autoconvinge. Sigur. Păi de așa cum există himnoză, există și autohimnoză. Dom'le, dacă am reușit până aici să ajung, că acum iarăși mă întorc la o problemă de moralitate. Alo, CCR-ul, păi nu știați că Ciolacul, printr-o decizie de instanță, i s-a anulat diploma de revoluționar? Deci, din punct de vedere moral, a mințit. Și atunci, ce CCR-ule, că tu judeci moralitatea. Eu nu spun că șoșoacă, că am spus-o și pe Facebook. E Ioana Darc a politicii românești. Dar nu uitați că Ioana Darc în final a fost arsă pe rug. Și de către cine? De către biserică. Crezi că biserica căruia ea a luat apărarea o să o țină în brațe pe șoșoacă? Dar, da, și ea crede că o să fie apărată? Nu. A început să înțeleagă că e singură. Ce te face să crezi asta? Păi a dat ea declarații, că și-a aranjat copilul, că se gândește că s-ar putea să nu se știe. Dar vezi în șoșoacă
că există și grandomanie? Băi, că e bolnavă de mania grandorii. Păi de moment ce afirm că toți partidul SOS sunt eu, ce înseamnă asta? Nu înseamnă că mă cred o locomotivă și am mers ca măgarul în fruntea oilor și oile după mine? Hmm? Nu, întreb și eu, că nu trag încă concluzii. Deci pui întrebarea, nu cum ar veni. Da, nu, eu sunt fraier, eu nu înțeleg. Băi, da, a fost prea ostentativ. Eu înțeleg că înaintea noastră Caius Iulius Cezar spunea, dacă vrei să ai un popor supus, dă-i pâine și circ. Că uite, mi-a zis și o doamnă, zice, lasă-o dracului, că acum nu ne mai dă nimeni pâine, dă numai circ. Păi și vouă, de ce vă place circul? Serios? Uite-te pe stradă, dacă nu-și dau două doamne, dacă nu-și dau cu poșetele în cap, nu e nimic atractiv pe stradă. Neioane, e plictiseală. Neioane, o altă întrebare. Crezi că cei care au beneficiat în urma vânzărilor, s-au vândut și de două ori și de trei ori anumite apartamente, da? Crezi că vor fi trași la răspundere și vor răspunde în fața legii? Andreea Cosma, Ioana Băsescu și așa mai departe. Nu prea cred. De ce? Mi-am pierdut speranța asta pentru că uite ce se întâmplă. Noi, poporul nostru, am devenit, aș putea spune, aproape bolnav de sindromul Stockholm. Adică am început să ținem cu călăii noștri. Cu răul? Nu, cu călăii noștri. Măi, hai să fim, că vezi tu, acum eu nu sunt apărătorul lui dracu. Și nici nu o să-i fac eu să-l apăr pe Dumnezeu, că dacă Dumnezeu are nevoie de mine, înseamnă că e nasol. Și dai un lucru, nu dracu e vinovat, ci noi îl chemăm, noi zicem, băi, Michiduțe, lasă-o dracului, că îți dau, ai pe sufletul meu dacă nu îți dau, fără număr, dar ajută-mă și pe mine. Și tu, de fapt, te autoconvingi că ăla te ajută și atunci prinzi mai mult tupeu, că de fapt dracul nu te ajută. Dar tu, crezând că te ajută, prinzi mai mult tupeu. Dacă mă ajută ăla. Și atunci ai curajul să zici, băi, frere, ia spune-mi pe cine reprezinti tu, a? Uite, o să ți se pară curios, multă lume o să zică că mă cac pe mine. Că mi-au mai spus-o de fraier. Dar într-o zi, pe bulevard, oprește o mașină cu doi bingabala, doi milicieni, da? Un bărbat și o gagicuță, frumoasă, aranjată, amândoi curăței, amândoi motodeală frumoasă. Și șoferul mă întreabă pe mine. Neane, de aia trei ore când pe ștrase așa și ai altă geantă. Și zic, păi da, frere, de fapt altă plasă, da? Aveam plasă de la de mega. Păi da, frere, că mai fac și eu comisioane, nu trebuie să trăiesc și eu. Uite ăștia de la bancă, mi-încarcă bateriile, mă duc să-i scot 150 că a jucat el la pariuri, ba, mă duc să-i cumpăr ăla două pâinici, că tot eu sunt proști și l-am învățat, de-alea de 3 lei cu usturoi, așa. Păi din asta trăiesc, că și ăla mi-încarcă bateriile și mai îmi dă o halviță, o vrăjeală. Și zic, ce dracu că mă știi cine sunt. Și știi că nu sunt nici cu țaptea rapul, nu sunt nici cu prostea, dacă aș putea să prostesc câte 100 pe zi. Care e problema? Vrei să-ți faci norma cu mine, să-ți scrie acolo în carnețel ca să-i arăți lui șeful? Uite, de-aia l-am legitimat! Și gagicuța, nu proastă, mă întreabă, băi, Neane, dar tu de ce nu ne respecti pe noi? Întrebare, beton! Beton? Că nu le-am arătat niciun respect. Și acum pun eu întrebarea, vreți să vă respect? Păi voi sunteți slugile la doi infractori și Tobă și ăla cu accidentul cu motociclistul și-au furat doctoratele. Deci sunt infractori din punct de vedere juridic, da?
nu-i dovedește nimeni că, da, vorba aia, sufrageria lui Oprea era Bărton Armat, acolo se întâlnea toată gașca, da? Și stabileu. Că acolo a pierdut geană, în sufrageria lui Oprea. Da, în fine. Care crezi că a fost finalul? În loc să se dea jos și să scoată bastonul, a, bă, noi ne lasă o dea că prea o faci de cacao. Și care a fost finalul? Scârțiau cauciucurile. Au plecat în trombă. Păi poate de dus în verde, lasă-mă. Păi erau la mijlocul bulevardului, mă, la jos. Erau în dreptul între Banca Greciei și birourile la înalte. Bun, revenind la notari, așa, da, da, îți dai seama că... Vrei să-i spun o chestie, cu toții, Ioci. Notarii, beneficiarii vor răspunde în fața legii? Nu, păi de ce se răspunde notarul? Pentru ce acte s-au comis? Că a vândut un apartament de trei. Păi stai puțin să ne înțelegem. Să vinzi un apartament de trei ori nu mi se pare legal, ne-ai, Ioane? Păi nici nu e. Dar tu obligi notarul să aibă memorie sărăcină că apartamentul ăla s-a mai vândut? Nu, vorbesc singur. Acum sunt apărătorul diavolului, da? Păi și cum? Eu trebuia să urmăresc, să notez aici o listă de ce apartamente au vândut? Că ea... Sunt acte, ne, Ioane, nu trebuie să-ți amintești. Sunt acte, uite, bă, stai că avem o promisiune pe apartamentul 63. Dai iarăși apartamentul 63? O promisiune care ai făcut totul. Care totul ai făcut-o, e semnătura ta, nu? Sau ai pierdere de memorie? Problema e că, vezi tu, când se duc firmele ăștia mari, îți spun eu o chestie, toți vin cu juristul lor ca să facă impresie, toți la patroace, cu serviete, cu așa, înțelegi? Și chiar în timpul discuției el întreabă ăsta, șeful de proiect, băi, tovarășul jurist, sau cum îi zice, domnul jurist, pot să confirm că actele sunt legale? Și să-ți mai spun o chestie, și chestia asta cu crearea notariatelor, din start a fost gândită tot ca o excretă. Tot, corect, corect. Nu trebuia să-i dai notarului, de el nu e reprezentant al statului. Păi și atunci cui ne-ai, Ioane? În cine să mai crezi, frate? Adică ca să... vrei să cumperi un imobil sau un teren. Ce încredere să mai ai în ziua de azi? Cum să faci ca să fii safe, să fii apărat? Că nu dai banii și rămâi fără ei. Păi asta zic, dacă am ajuns la nivelul ăsta, să nu mai ai încredere în notar, da, cu acele promisiuni, da, acte, frate, în care... Păi de astea se făceau și pe vremea lui Ceaușescu, dar nu la nivelul ăsta. Eu am întâlnit excroc care vindea terenul statului drept ca să-și facă fraierul casă. Bun, dar codul penal ce? Adică ei unde răspund notarii ăștia în fața... Da, chiar, notarii cui răspund? În fața cui? Notarii ar trebui să răspundă în fața judecătorului. Și dacă judecătorul au stat în aceea sufragerie? Iar vezi că îmi place că îmi place, vezi? La dacă, Oprea acolo. Dacă, noi nu vorbim de judecătorul. Ei crede manciuria. Noi vorbim de codul penal. Bomba serii. Știi cine e vinovat? Einstein. Totul e relativ. Dacă și cu parcă se plimba într-o barcă. Dacă nu era, parcă și-a neca. Relativism. Bun, dar codul penal ce spune de treaba asta? Codul penal spune că e înșelăciune și înșelăciunea nu prea mai e prevăzută în codul penal. Au avut grijă alții. E 214-215 din codul penal. Au fost cam scoase. 214 era înșelăciune simplă și 215 era cu uzurpare de calități oficiale. Practic așa s-ar încadra la 215. Pentru că fiind oficiali așa, era înșelăciune. Da, vrei să-ți spun o chestie? Chestiile astea s-au petrecut peste tot în lume. N-au fost încă la noi. Tu crezi că moda asta vine de la noi? Nu, categoric. Alții au inventat-o. Și noi zicem, băi, stai puțin, ce mai facem, ce mai... Ce-am spus? Fiecare ministru are un consilier pe probleme și de excrocherii. Bun, ne, Ioane, ia fi atent următoarea întrebare. Oamenii
care au cumpărat acolo apartamente. Unii poate au avut, nu știu, și-au dat toți bănuții strânși în an de zile, ca să aibă și ei acolo o investiție. Da, crezi că își vor mai recupera acești bani? Nu, se va întâmpla ca la clubul de la Roma. La, imediat după Revoluție, vreo 7 state aveau datorii la noi de ordinul 1 miliard jumate, 2 miliarde, 3. Și a venit clubul de la Roma, da? Unde era crem de la crem, da? Și a zis Franța, Anglia, nu, întâi trebuie să ne recuperăm noi datoriile și voi rămâneți mai la urmă. Și noi am rămas cam la urmă când nu mai aveau fraierii ce să dea. Ei, așa s-a întâmplat și cu cei. Cei care au bănuți, mă înțelegi, și vor avea juriști buni, plătiți cu bani grei, își vor mai recupera niște chestii, niște chestii. Dar cei care au fost sărași și au dat tot bănuții, nu vor avea putere financiară să fie reprezentați. Ei o vor da în bâlbâială de oftică și de necazi. Bă, îți dai seama să pierzi, Octave, vorbim de, nu știu, 70.000, cât costau? 90.000, 120.000, poate mulți au făcut prin credite. Frate, prin credite, mai ales că știi că ei spuneau, dacă l-ai cumpărat, da, ți-l închiriem noi și se scade, niște din astea. Deci și bani de acolo luați. Deci tu cumperi de la mine și eu și închiriez apartamentul tău și iau eu banii. Pentru că se va plăti singur. Da, păi asta zic, de deci ce alți bani? Există un referat care spune că băncile anul ăsta în curs au câștigat mai mulți bani decât anul trecut. Și că de fapt băncile în România câștigă aproape cel mai bine din toată comunitatea europeană. Deci totul e un joc la nivel înalt. Nimeni nu ne vrea să, toată lumea vrea să fim datori până peste cap. De ce? Aproape că și eu mi-am pus enorm de multă întrebarea de ce. Pentru că cinstit și ungurii sunt împotriva noastră, ca dovadă premierul Ungariei face investiții masive în Ungaria, în Transilvania, mă înțelegi, ca să o privatizeze până și Transilvania, așa. Rușii, pe altă parte, au cumpărat cele mai bune combinate, ăla de la Târgoviște de oțeluri, ăla de aluminiu, în fine. Și la ce rezultat ai ajuns? Că ți-ai pus întrebarea. Deci toți ne-au jecmănit. Cu ajutorul lui Bombonel, un prim-ministru al Angliei, a făcut lobby pentru un indian de a cumpărat combinatul de la Galați. Deci vor să ne cumpere cu totul, cu totul, ca noi să devenim în țara noastră, când din moment ce nu mai suntem proprietari, ce suntem? Răspunde tu la întrebare. Chiriași. Sclav. Și dacă suntem chiriași, așa, a finalul, asta e. Și de ce? Pentru că Ceaușescu a demonstrat întregii omeniri că suntem buni platnici. Iată de ce orice bine poate crea și rău. Ce stai, domnule, că ăștia se descurcă, da? Au creat toate televiziunile iluzia că românul se descurcă. Cum dracu se va mai descurca acum hățișul ăsta? Acum te întreb eu, pe românește, Germania își deschide termocentrale pe cărbune și nouă ne interzice și oamenii noștri politici acceptă chestia asta, să nu mai facem foc nici în sobă cu lemne. Și noi acceptăm. De ce? Ca să cumpărăm curentul electric produs de ei. Păi trebuie să aibă și ei piață de desfacere, ne, Ioan? Păi și noi când eram unul dintre cei mai mari producători de tractoare, de camioane, nu le făceam noi, dar le vindeam și la dumping. Toată lumea cumpăra de la noi. Cumpăra China într-o veselie. Da. Bun. Își recuperează oamenii banii sau nu? Cum o vezi? Numai 10% din aia bogați își recuperează banii, restul i-au pierdut. Dureros. Bun, ia să vedem ce mai... Dar reține, chestia asta nu e valabilă numai la noi.
E valabilă și la greci, că și grecii au fost proștiți de conducători. E valabilă și la nemți, și nemții de rând au fost proștiți de conducătorii lor. Americanii iară chițe, pentru că mai în glumă, mai în serios, au ajuns de mâna a treia. Dar știți sloganul lor, nu? A celor de la Nordis. Clienți? Da, unul dintre sloganurile celor de la Nordis. Ia fii atent cum sună. Clienți fără riscuri. Dom'le, acum eu te întreb... Cum sună? Ce? Fără riscuri. Dom'le, dacă... Două, trei apartamente. Nu te supăra pe mine. Prost nu e cel ce mănâncă cinci pâini, ci cel care îi le dă. Cum a putut să creadă, mă, un om că e fără riscuri? Traversezi strada și e cu risc. Îți înșel nevasta și e cu risc. Și la sumele alea nu e risc? Păi dacă zice Nordis... Băi, mă mir că n-au... Ce, stai, cine a zis că Dumnezeu îl vrea președinte? Deci, se ajunge și acolo. Nu că noi avem telefon, fir roșu, uite, ăsta-i telefonul, da? Ăsta-i telefonul ăsta, dacă ridic receptorul și îi spun hablo, hablo, la capătul ăla-i doamne, doamne. Și zice, da, de-mi garantez eu. Și tu-l crezi? Deci e vina celor care au cumpărat. A, auzi voci, de haloperidon, știi ce mă, ce dracu domnule, că nu te supără pe mine, e ca la grădiniță. Știi, și apropo de oameni, nu știu, chestia asta am spus-o de multe ori și toată lumea, lucram ca spălător de vasele la o cârciumă, m-am certat și am zis lui patronul că, în fine, m-a schimbat, m-a pus să cumpăr marfă, în fine. Și într-o zi vine la mine și îmi spune, nea Ioane, deci, fii atent, că nu e glumă. Noi știi că facem mâncare pentru grădiniță de lux, știu. Și ăia de la grădiniță, directoarea și cu ele, ți-au zis că azi mâncarea de ciuperci a fost afumată. Și făceam eu, n-a fost afumată. Păi de unde știi, nea Ioane? Am văzut oala în care a făcut mâncarea. Când mâncarea e afumată, înseamnă că s-a prins pe fund. Dacă nu s-a prins pe fund, n-are cum să se afume. Deci nu e adevărat, bă, Neoane, te rog frumos, că-s clienți serioși, băi, înțelege-mă că ăia vor să le mai dai ceva în plus acolo șefilor. O halviță, trag o mărțină. Trag de timp, da. Da. Nu, te rog frumos, du-te acolo. Și m-am dus. Și când am ajuns acolo, nici eu nu înțeleg de ce în 30 de secunde m-au înconjurat toți copiii. Și m-au luat și la anchetă. Un puș de acolo, cred că era cel mai dezghețat de acolo, m-a întrebat ca la SRI ce caut acolo. Eu, cum nu sunt de obicei tâmpit, îl întreb pe puș, zic, lasă că, ce ai mâncat tu la prânz? Ce crezi că mi-a răspuns? Că nu știe. Și o întreabă pe prietena lui, ce am mâncat la prânz? Și aia îi spune, păi, a fost așa, a fost așa. Băi, tu ce grupă ești la grădiniță? Ce nu știu, dar o întrebă pe prietena la ce grup și aia îmi spune, e grupa 0. Bine, frate. Mă duc, culmea, îmi dă un borcan cu ciulamal de ciuperci, vin direct în biroul șefului. Era și măsa acolo. Măsa mai tupăiște, ia borcanul, bagă degetul în el, socie de fică de patron, nu? Ce nu-i adevărat, nu sunt afumate. Ia patronul, borcanul de mâna lui măsa. Bagă și el degetul, linge și el degetul. Nu, măsa a zis că sunt afumate. Și el zice, nu sunt afumate, mamă. Știi ce am făcut eu? Zic, vorbiți între voi. Și am plecat, dracului. A doua zi dimineață m-a trimis din nou. Că aici e bomba. Și când se deschid ușa, cucu, nu se mai deschide, era încuiată. Și puștul meu, ăla isteț, era la geam. Deci nu știa ce am mâncat, nu știa nimic, nu știa nici grupă la grădință. Dar îmi spune, zice, nenea, vezi că sus acolo e un clănțău, l-au pus sus așa să n-ajungem noi să-l ieșim afară. Băi, pe asta o știa, mă. Deci vreau să spun că în România s-a împământenit ideea că cine poate roase, roade. Și cam așa și e. Mă înțelegi? Și că totul merge cu o spăguță, cu un antreu, cu o măslină, cu o chestie. Cam cum a fost mereu. Nu? Adică... Alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași masă, gamă, dar alte măști. Și amăgii de atât masa de e aceeași, nea Ioane, de ani de zile. Proșii sunt alții.
Asta zic. Bun, ia să vedem, Nea Ioane, ce mai avem noi despre Nordis, mi-am trecut aici, ia să vedem. Bun, ce facem cu aia, cu clauzele, le citesc? Da? Bun, fii atent, Nea Ioane, vreau să-ți citesc câteva clauze abuzive din contractele de la Nordis, da? Stai așa un pic. Iau pe diagonală. Bun, fii atent, Nea Ioane. Părțile convin ca orice încălcare a obligației de confidențialitate de către oricare din părți sau de către persoanele pentru care părțile și-au asumat obligația de garanție a clauzei de confidențialitate, va da dreptul celeilalte părți să perceapă daune în cuantum de 20.000 de euro. Stop, fără a fi stop, stai puțin. De ce nu înțelege orice individ că asta toate multinaționalele fac? Cum ajungi în funcție de răspundere? Multinaționalele te pune să semnezi un act de confidențialitate. De ce se discută? Să-și apere mânările. Bun. Ei, eu când mă pune să semnez asta, nu-l scuip, că nu-i frumos. Îi spun, nu semnezi așa ceva, pentru că m-ai jignit. Deci m-ai făcut a priori curvă. Păi ori mă respecti reciproc, adică cum tu te pui mai presus de mine? Adică tu a priori știi că eu voi trăda. Chiar dacă va fi așa, în ce situație trădează un om? În situația în care nu-i mai convine, nu? Păi și atunci, îmi cer scuze, dar fac cum zicea Caragiale, trădare, dar o știm și noi. Deci, din momentul în care un patron te pune să semnezi un act de confidențialitate, e clar că te-a jignit. Adică zice, nu, e clar, tu o să prăduiești. Bun. E jignire, însă și chestia asta de jignire. Jignire. Stai să-ți termine, Ioane. Deci un quantum de 20.000 de euro fără a fi nevoie să se facă dovada prejudiciului suferit. Daune aplicabile pentru fiecare încălcare a obligației de confidențialitate. Totodată în cazul în care, atenție, una dintre părți sau oricare dintre persoanele pentru care partea și-a asumat obligația de garantare a obligației de confidențialitate vor aduce atingere demnității, onoarei și reputației celelalte părți sau reprezentanților săi legali, foști sau actuali, asociațiilor săi foști sau actuali sau colaboratorilor săi foști sau actuali. Cealaltă parte va avea dreptul să perceapă daune în quantum de 20.000 de euro fără să fie nevoie să se facă dovada prejudiciului suferit, daunele fiind aplicabile pentru fiecare încălcare a prezenței obligații. Deci dacă eu dau 60.000 de euro pe apartament și pe urmă, nu știu, spun ceva despre Nordi sau da, o dată, de două ori, de trei ori mi s-au dus banii. Ți-am luat banii, nu? Da, cu cine știi, cine a semnat un astfel de contract, după părerea mea, e fraier. Ce spuneam eu, da. E adică frate. Te duci, bă, nu știu, cu contractul ăla când ai niște bani, te duci tu la un avocat de-al tău, nu? Păi ai contract unilateral. Adică ăla are dreptate întotdeauna și eu n-am dreptate nicăieri. Dar nu-ți mai spun că și înainte de a prădui, eu sunt jignit și sunt prăduitor. Păi, din moment ce incluși prevederea că eu voi trăda și îmi pui 20.000 de euro, când eu încă nici n-am făcut-o, nu e clar că își creează un aștept. Deja la ea. Dar care ar fi sfatul tău pentru oameni, da, atunci când cumpără ceva, da? Cum ar trebui să arate un contract corect? În primul rând, uite, eu cu ocazia asta nu știu dacă o să mă audă, dar o să o felicit pe o tipă din Italia care mi-a spus printre altele că l-a căutat pe Tanovicianu, e unul dintre cei mai buni juriști de drept civil. Că astea sunt prevederile codului civil. Adică cu cât studiezi mai mult și vezi care sunt obligațiile tale, cum se întocmește un contract, ce prevede clauza. Adică trebuie să ai cât de cât o educație juridică. Și dacă n-ai o educație juridică, ca să nu plătești 20.000 de euro, dai dracului 2.000 de euro la un jurist și ia-l cu tine. Dar înainte de a lua juristul ăla,
mai întreabă și tu dacă e bun, dacă știe, că îți spun eu și avocații ăștia sunt niște pui de lele. Dar totuși, ce trebuie să ținem cont atunci când semnăm un contract? Să citim cu atenție și ceea ce nu înțelegem, fie să cerem explicații, fie să nu semnăm. Dar spusese o chestie interesantă în pauză, să fie, adică, win-win. Echitate. Da, adică nu doar unul să piardă. Păi uite, aș să spun o chestie de 2 lei. Dacă citești un orice telefon, dacă citești clauzele în care tu ai dreptul, dacă ți s-a stricat telefonul să-ți dea firma un telefon, ai să vezi că niciodată. Decât numai când vrea firma. Deci dacă și pentru suma asta da, a unui telefon, sau, că-ți dai seama, mă înțelegi? Contractul e atât de bine pus la punct. Dar minte pentru sume de astea și pentru apartament. Pentru că contractele astea nu sunt gândite de acum. Tu știi că pe vremea regilor, când se căsătoreau contele cu tare sau balonul cu tare, luau o pipiță, tu știi că erau clauze, deci existau dinainte de a se mărita condiții. Dacă va face un băiat și se desparte, băiatul rămâne la el, deci se făceau contracte de astea premaritale, aveau ei o denumire. Deci asta e de nevu mediu. Codurile penale și codurile civile nu s-au inventat acum. Sunt de mult. Dar noi am ignorat, am avut încredere în stăpânii noștri că nu ne înșeală. Și uite că unii nu ne-au înșelat, dar ne-au pus tot globul în cap. Și acum vă întreb eu, că eu n-am nimic cu șoșocarii, că oricum pe șoșocarii s-o cotesc niște oameni naivi. Dar să presupunem prin absurd că ajungea șoșoacă. Nu ne izola cu totul și începea să guițe la cum ia, mai facem. Nu ne puneam toți și pe iar din tot și pe toți în cap ca problema lui Ceaușescu. Șoșoacă? Da. Că să nu spui mie că pe Ceaușescu, și acum, culmea, te întreb eu, dar sincer, toți care l-au iubit pe Ceaușescu și îl iubesc și astăzi, unde erau când l-am pușcat, mă? Bă, că îmi bag picioarele și în iubirea asta declarativă. Că toată lumea mă iubește și pe mine, da? Nu ți se pare că e numai iubire declarativă? Iubire atât cât le dai, când nu le mai dai, nu mai ești bună, Ioane. Păi și acum vorbesc sincer, că spun și eu ca tâmpitul. Nu cumva informația e cea mai importantă, nu cumva informația e putere. Ba da. Păi și eu îți spun ție, nu semna niciun contract dacă nu înțelegi ce scrie acolo și tu îl semnezi. Las că ăștia sunt ăștia. Cum că mai zici că zicea acolo că ei, ce sunt? N-ai nicio răspundere, nu? Da, nu. Știi, mie mi-a plăcut mult bancul ăsta. Pe vremea lui Ceaușescu un ziar a zis, hai să facem domn, să vedem familiile oamenilor, cine conduce, bărbatul sau femeia. Și au fost la mai multe și zice, nu, domne, de obicei luăm decizii împreună, dar deciziile cele mai importante, genere, dar ele asocia și au fost. Unul a zis, nu, domne, eu iau decizii. Ce uite, domne, cheile de la mașină, ai câștigat-o, dar ce mi-ai 300. Dar când ajunge în poartă, unul dintre ziariștele întreabă, zice, băi, n-auzi, dar nu te supăra, dacă tot ai o dat ce mi-ai 300, poți să ne spui ce culoare vrei? Și ăsta zice, stai să o întreb pe nevoastră mea. Păi nu i-a luat cheile din mână imediat. Adică toți spunem că suntem independenți, da? Da. Cu ce suntem independenți dacă vai, că ne-aș promis șoșoacă. Și o credem pe șoșoacă. O credem pe firma Nordic. Deci, cine-i vinovat cel puțin 50% că suntem păcăliți? Nu noi? Bun. Neoane, cam atât pentru astăzi. Am discutat despre Nordis. Data viitoare vedem ce mai dezbatem, ce se mai întâmplă. Îți mulțumim, Neoane, pentru prezență și nu uitați, dragilor, Unim Zâmbete, fundația Unim Zâmbete. Am creat
așa cum am spus și la începutul podcastului, luptăm pentru acest caz, da? Cazul omul străzii Ioan, să îi putem închiria 2-3 ani de zile să aibă și el o siguranță, să aibă unde să pună capul. Intrați pe linkul pe care îl vedeți pentru donații pentru omul străzii, care de aproape 2 ani de zile ne-a oferit informație, ne-a delectat prin prezența sa și cumva acum avem nevoie și de ajutorul vostru să îl putem ajuta pe Nea Ioan. Da? Dumnezeu lucrează prin oameni, vă mulțumim frumos pentru că ne-ați fost alături și până data viitoare, nihil sine Deo.